Ultimul meci din sezonul de toamnă la juniorii republicani a pus față în față cele două echipe din drobeta Turnu Severin. Cel mai așteptat și echilibrat a fost duelul local dintre grupele juniorilor mici. Vecine la mijlocul clasamentului, locul 7, respectiv 8, echilibrul valoric s-a evidențiat și în iarbă. CSS-ul a început mai decisă și a fost prima care a găsit drumul spre gol, însă rezultatul final avea să fie 1-1, chiar dacă fiecare echipă a mai avut șanse importante de a înscrie. Frontiera a ieșit pe plus din dubla locală, după ce în manșatur reușea să se impună cu 2-1. A fost un 1-1 echitabil din punctul meu de vedere, a fost ocazii de ambele părți, se putea tranșa atât în favoarea noastră cât și în favoarea lor, nu a fost să fie, au rămas ambele echipe cu câte un punct după această etapă, motiv pentru care țin să felicit mai ales băieții mei, dar și gazdele de astăzi. Și-au dorit foarte mult victoria, după cum spuneam, băieții de la Frontiera. Trebuie să menționăm faptul că din cele două dispute cu CSS Drobeta Turnu Severin am plecat cu 4 puncte, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun, cel puțin la nivel local. Rezultatul de egalitate de la final a fost considerat just și în opinia celuilalt antrenor. A fost un joc frumos, un joc deschis, un joc de orgolii. Băieții și-au dorit să, foarte mult să câștige, și băieții mei și băieții de la Frontiera. A ieșit un joc frumos, se putea termina și cu victoria noastră și cu victoria adversarilor. În cele din urmă s-a terminat la egalitate. Felicit băieții pentru determinare, însă mă așteptam mult mai mult de la ei în acest tur. Sper ca din retur să înțeleagă ce înseamnă să ai o viață de profesionist, o viață de sportiv și că fiecare aspect este foarte important. Dacă juniorii B au dat-o la pace în duelul grupelor mari, Frontiera a fost surclasată de trupa profesorului Brihac. Dacă în tur pierdeau cu 7-0, de data aceasta au încasat doar 5 goluri. Era aproape imposibil să emită pretenții tocmai în fața liderului seriei a 5-a, care în sezonul de toamnă are o linie de clasament de invidiat. 11 victorii, un egal și o singură înfrângere, suferită surprinzător etapa trecută pe terenul celor de la CSS Lugoj. Meciul de astăzi a fost la discreția noastră, am înscris de 5 ori, puteam să mai facem. Copiii merită felicitări pentru evoluția din acest tur de campionat și sperăm returul să-l începem cu forțe noi și să fim tot acolo în fotoliu de lider. A fost un tur extraordinar de bun, asta datorită jucătorilor, copiilor noștri care și-au dat seama că fără muncă nu se poate obține rezultate meritorii și pe această cale trebuie felicitați. Dar trebuie să nu se oprească aici, trebuie să meargă mai departe și să atingă culmile performanței, nu la nivel de juniori, ci la nivel de seniori. Pentru juniorii republicani urmează o bine meritată vacanță, iar la mijlocul lunii ianuarie vor reveni la antrenamente. Sezonul de primăvară va începe cu a doua etapă a returului, programată pe 12 martie 2016. Unica reprezentantă a județului în fotbalul feminin național nu a putut produce surpriza pe terenul liderului. În ultimul meci din turul seriei a 5-a, a ligii a 2-a de tineret, ASE Viitorul Drobeta a fost învinsă pe terenul din comuna Buzescu cu 6-0 de Universitatea 2 Alexandria. Scorul este prea drastic, în opinia antrenorului severinean, care nu a putut alinia nici cel mai bun 11. Un meci la Alexandria cu echipa care se află pe prim loc în momentul de față. A fost un joc plăcut al fetelor mele. La pauză a fost 2-0, iar la a doua repriză, făcând cele 5 schimbări care îmi dă voie regulamentul, a rezultat scorul care a fost 3-0. Am avut o problemă și cu portarul echipei și un conjucătoare care făcea parte din timpul 11 și s-a cunoscut lipsală și mai ales a portarului. Sper să ne pregătim în continuare, să facem o pregătire centralizată, să punem la punct pregătirea fizică și din retur să facem mai multe puncte, să avem rezultate mai bune. ASE Viitorul Drobeta încheie prima parte a sezonului pe locul 3. În precedentele două jocuri, severinencele pierduseră cu 2-1 la Real 3 Craiova și câștigaseră cu 5-2 pe terenul celor de la Grup Școlar Agricol Nucet. Elevele pregătite de Daniel Ispas vor evolua în retur toate cele 3 meciuri acasă, cel mai probabil pe terenul sintetic din comuna Izverna.